spunea domnul Iohannis în numele României. Eu sunt unul dintre acei români care la capătul celor 10 ani de mandat Klaus Werner Iohannis mi-e foarte, foarte greu spre imposibil ca să îl văd pe acest om că s-ar fi identificat cu ceva care este identic cu voința României, care încarnează aspirațiile, visele, temerile României în așa fel încât să spună în numele României.